Doi bărbați și o femeie au fost surprinși în timp ce transportau într-un sac de rafie mai multe componente metalice de fixare a căi ferate sustrase din localitatea Valea Voievozilor, elemente esențiale pentru desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță. Cei trei sunt cercetați de poliție, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de furt. Polițiștii locali au fost sesizați și cu privire la identificarea unui bărbat bănuit de furtul aproximativ 250 de metri de cablu din scara unui bloc. Executantul lucrărilor din zonă urmează să stabilească valoarea prejudiciului și să depună plângere la Poliția Municipiului Târgoviște pentru a fi continuate cercetările în acest caz.